ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrile Partener TV! Împreună să urmărim titlurile celor mai importante știri Partener TV! Un băiețel de 6 ani a fost strivit de un leagăn într-un părculeț de joacă. La nivelul țării noastre au fost confirmate alte 2 decese cauzate de virusul H1N1. Țara noastră este departe de vârful pandemiei porcine, însă lucrurile se pot înrăutăți. Dozele de vaccin antiporcin pentru elevi și studenți sunt insuficiente. Organismul uman în sezonul rece are nevoie de vitamine. Bugetul destinat cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă este unul de austeritate. Din anul 2010 notarii vor practica tarife pentru tranzacțiile imobiliare cu 30% mai ieftine. Vânzările imobiliare între rude se pot face la orice preț. Polițele de asigurare obligatorie vor fi mai scumpe pentru șoferii imprudenți. Stațiunile montane vor sta în atenția inspectorilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Leagănul morții, un băiețel de 6 ani din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, aflat la joacă într-un părculeț, a fost ucis de un leagăn nefixat. Tragedie într-o familie din municipiul Târgoviște. Băiețelul aflat la joacă cu mai mulți copii într-un părculeț și-a pierdut viața. Se pare că micuții s-au urcat într-un leagăn confecționat din material lemnos masiv. În urma balansului, leagănul nefixat s-a răsturnat, iar băiețelul a fost prins sub el. Imediat la fața locului a sosit serviciul de ambulanță, care timp de mai bine de 30 de minute a încercat să-l readucă la viață, însă totul a fost în zadar. Poliția a demarat cercetările pentru a stabili exact cauzele producerii tragediei. Domnule, mai încercați! Am fost solicitat pentru un micuț care ar fi căzut dintr-un leagăn, pentru că așa declară martorii. La fața locului am găsit într-adevăr un micuț decedat. S-au început manevrele de resuscitare care au durat cel puțin 30 de minute. În urma manevrelor de resuscitare, activitatea electrică nu s-a evidențiat, deci a fost o asistolie pe tot parcursul resuscitării. Ce rău ne-a dat? Pare să aibă un traumatism cerebral craniofacial sever, deoarece la locul faptei a fost identificată o mare baltă de sânge, ca să se spună. Erau mai mulți, nu era numai el. Am mai fost de desubt un copil. Deci pur și simplu o să dărâmat o leagă? Pur și simplu, păi, dar este nefixat în pământ acolo, deci nu are niciun suport de beton, de nimic. Ar fi trebuit fixat. Am ieșit când au lucrat la el și lucrez aici și am ieșit să fixeze, să toarne betonul jos la... Reprezintă un pericol pentru toți copiii din cartier. Reprezintă, eu zic să-l culcați de acum. Să-l ia mai bine acolo. Pe distanța asta între picioare trebuia să fie dublă, domnule, ca să reziste. Deget. Așa. Să nu pice. Să nu pice. Păi cum? Dociu, inelat. Credeți că e o greșeală a edilor? Sigur e greșeala lor. Păi cum e posibil așa ceva? Păi eu gândesc aici. Păi da, asta trebuia să fie cam până pe aici. Ca să nu se răstoarne. Ca să se răstoarne, că se face balans. Din primele cercetări efectuate în cauză, a rezultat că în jurul orelor 15, copilul care a decedat împreună cu alți copii se jucau în leagănul respectiv. La un moment dat, datorită balansului, leagănul s-a răsturnat, iar la impactul cu solul a prins pe acel copil, provocându-i decesul. Leagănul provocând decesul. Leagănul nu avea niciun sistem de prindere în pământ. Leagănul, după cum vedeți, nu avea niciun sistem de prindere. Urmează ca în ziua următoare să se efectueze necropsia și să stabilească cu exactitate cauza decesului. Primăria poate fi trasă la răspundere pentru... Cercetările vor stabili acest lucru. În ultimile 24 de ore, Institutul Cantacuzino a confirmat pentru județul Dâmbovița alte 17 cazuri noi de gripă porcină. Toți cei care au contactat virusul H1N1 sunt izolați la domiciliu și primesc tratament antiviral. Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița efectuează anchetele epidemiologice pentru fiecare caz în parte, în vederea stabilirii contactilor. Pe data de 2 decembrie, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița a dispus măsura suspendării temporare a cursurilor pentru clasa 1A de la școala numărul 5 din municipiul Târgoviște, grupa mare pregătitoare de la grădinița numărul 8 din Târgoviște, grupa mică B și pregătitoare B de la grădinița numărul 13 din Târgoviște, clasa a 10-a C a Colegiului Economic din Târgoviște. În cadrul campaniei de vaccinare
vaccinare cu vaccinul pandemic, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița a distribuit până în prezent 19.714 doze de vaccin pentru categoriile de personal stabilite de către Ministerul Sănătății, respectiv elevi cu vârsta peste 16 ani, studenți, cadre ale Ministerului de Interne și personal medico-sanitar. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sănătății, au fost confirmate alte două decese cauzate de gripa porcină. Autoritățile române au anunțat alte două decese cauzate de gripa nouă, numărul total al deceselor ridicându-se la 5. De la momentul celui de-al treilea deces, sâmbăta trecută, autoritățile nu mai furnizează date suplimentare. Totuși, potrivit Ministerului Sănătății, s-a precizat că în cazul acestor ultime două decese, bolnavii aveau afecțiuni asociate, unul dintre ei suferind de leucemie, iar celălalt de obezitate. În ceea ce privește derularea campaniei de vaccinare împotriva gripei noi, aceasta nu a început efectiv în multe zone ale țării, personalul medical fiind ori în concediu fără plată impus de guvern, ori în liber de 1 decembrie. Primul lot de cant grip a ajuns la Direcția de Sănătate Publică din țară și așteaptă să fie folosit pentru imunizarea cu prioritate a personalului medico-sanitar, liceenilor și studenților, sau personalului care are grijă de siguranța națională și locală. Cu toate acestea, mulți medici, dintre cei care intră în categoriile de risc și urmează să fie vaccinați, au anunțat că refuză imunizarea. Vaccinarea împotriva virusului pandemic este recomandată, dar nu obligatorie. Specialiștii spun că țara noastră este departe de vârful pandemiei porcine, dar totodată situația se poate înrăutăți. Cu cele 5 decese din 3.427 de cazuri confirmate de gripă nouă, România se află departe de vârful celui de-al doilea val de pandemie. Medicul epidemiolog Adriana Pistol, de la Centrul Național de Prevenire a Bolilor Transmisibile, spune că țara noastră stă deocamdată bine, atât din punct de vedere al numărului de infecții, cât și al ratei mortalității, dar că înrăutățirea situației este inevitabilă. O veste bună e că nu există nicio legătură între răcirea vremii și creșterea ratei mortalității provocată de gripa nouă. O altă veste bună vine de la Institutul Cantacuzino, care a efectuat două seturi de analize ce atestă că în România virusul H1N1 nu a suferit mutații. Imunizarea elevilor și studenților împotriva virusului H1N1 este sub semnul incertitudinii. Acest lucru se datorează dozelor de vaccin insuficiente. Dozele de vaccinuri împotriva virusului gripal repartizate liceelor și universităților sunt insuficiente, iar autoritățile sanitare nu știu cum se va desfășura selectarea celor care vor beneficia de imunizare. Autoritățile de sănătate din teritoriu spun că medicii școlari sunt cei care ar trebui să decidă. Studenții se plâng însă că universitățile i-au îndrumat către medici de familie din localitățile de reședință.